Bună ziua, dragii mei! Poveștile fac parte dintr-o dimensiune de care avem nevoie. De ce? Pentru că ele ne introduc în această parte a sufletului nostru, a dimensiunii sufletului nostru, cum am auzit pe mulți dintre noi vorbind. Zilele trecute m-am întâlnit cu o prietenă și intrând la ea în apartament, am văzut ceva ce nu-mi venea a crede pe moment. Chiar deasupra ușii ei, în colțul din dreapta sus, era un cuib de rândunele. Mi s-a părut anormal ca o familie de rândunele să-și facă cuib înăuntru, într-o scară, și vă mărturisesc că am rămas uimită pentru că vecinele aveau grijă ca geamul scării să fie tot timpul deschis pentru ca ele să poată ieși afară. Iar familia aceasta de rândunele avea 4 puișori. Pe 2 dintre ei chiar i-am văzut. Și vecinele mi-au mărturisit că ele știu exact ziua când vin și când pleacă în altă parte, acolo unde lor le este bine. Pentru că știți, păsările acestea toamna pleacă. Au venit anul acesta în 17 aprilie și au depus ouăle și au scos la lumină, spre bucuria vecinelor, 4 puișori. Când am plecat de la prietena mea, în cuib nu erau decât 3 puișori. Atâția a văzut vecina Irina din fața ușii prietenei mele. Și tare s-a întristat prietena mea gândindu-se ce s-a întâmplat cu al 4-lea puișor. Și eu ziceam, poate că a mai rămas pe o creangă, poate că mai dă din aripioare pentru că ei au crescut și deja sunt în perioada în care exercițiul fizic este foarte important pentru ei. Iar în ziua următoare am primit un telefon prin care Irina, prietena mea, îmi spunea că a venit și al 4-lea puișor. Nu vă spun ce prietenie s-a creat între cele două vecine de vis-a-vis datorită acestor rândunele. Până atunci ele nu prea vorbeau, dar apărând în viața lor păsărelele acestea minunate, ele au creat așa o stare de bucurie și de armonie între ele. Și tare m-a bucurat lucrul acesta. Și pentru că vorbeam despre rândunelele acestea, am să vă dăruiesc acum una dintre cele mai frumoase povestioare semnate de Emil Gârleanu, unul dintre cei mai calzi scriitori. Are atâta gingășie în cuvintele sale, iar ideile prin care ne prezintă natura ne fac să înțelegem că dincolo de noi există o altă bucurie care ni se dăruiește și cu care putem oricând comunica. Povestioara se numește Cioc, Cioc, Cioc. Și pasările se înțeleg între ele. Dumneavoastră poate nu mă credeți, atâta pagubă. Dar eu știu multe asupra lucrului ăstuia de la gaița mea. He-he, de la gaița mea care, fiindcă am învățat-o să vorbească omenește, mi-a descoperit câteva taine ale graiului păsăresc. Dumneata, de pildă, auzi ciripind o rândunică, crezi că i-a venit așa un gust să facă gălăgie, în vreme ce dânsa dă povețe puișorilor ei. Cip, 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 nu ieșiți pe marginea cuibului, cip, 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 nu strigați, puișor, nu strigați, nu strigați când eu nu sunt cu voi, cip, 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 pisică. He-he. O vrabie ciripește pe gard. Dumneatale puțin îți pasă. Și ei, biata de ea, i-a sărit inima din loc. Uliul, uliul, cip, 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 uliul. În nopțile cu lună, asculți privighetoarea. Te încântă.
Ajuns să crezi că pentru tine își varsă în gâlgăituri ploaia de mărgăritare, dar nici nu bănuiești că își plânge numai dragostea ei. Așa, mulțumită gaicei mele, am ascultat dăunez o convorbire între un măcăleandru și un scatiu. Să vă spun și dumneavoastră, așa că fiți atenți. Cioc, 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 se aude de departe. Măcăleandrul zice: e ciocănitoarea. Ciocănitoarea, răspunse scatiul. Ce-o fi ciocănind mereu și aia? Caută veverița, da, da, veverița, îl deslușește măcăleandru. Veverița, păi de ce? Urâți mai sunteți voi, scatii, că nu știți nimic. Nu-i cunoști povestea? E, să ți-o spun. Mărturisesc că vreo câteva ciripituri, cirip, cip, 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 nu le-am înțeles, dar le-am ținut însă minte. Acasă i le-am spus gaiței și gaița mi le-a tălmăcit. Așa că vă pot spune întocmai, după zisele măcăleandrului, povestea ciocănitoare. De mult, mă asculți, scatiule? Începe măcăleandrul, de mult, tare de mult, pe când oamenii erau puțin de tot și poamele și mai puține, veverița a dat într-o bună zi peste un pom ciudat, cu coada rotundă tare, dar cu miezul dulce. Da, dulce și gustos. Dăduse, frate, peste un alun. I-au plăcut alunele și vezi, ființă prevăzătoare, să nu mai pățească ce pățise când rosese o iarnă întreagă coaza copacilor. Să se hrănească, ce i-a venit în gând, da? Ca să nu mai chinuiască ca iarna trecută când a ros de foame coaja copacilor. La ce credeți că s-a gândit? Normal, să strângă alune, da? Așa că și-a umplut scorbura de cu toamnă. Tocmai se bucura că dăduse norocul peste ea și făcea planuri mari să nu se mai miște toată iarna din căsuța ei, nici cu vârful botului să nu miroasă bifornița. Când? Într-o bună dimineață se zgârie la un picior într-o coajă. Caută coajă de alune. De unde? Că ea nici nu a se atinsese încă de merindele strânse. Cercetează. Un sfert de alune mâncate. Un sfert dintre alune erau mâncate. Of, tare s-a mâhnit, da? Tare s-a mâhnit veverița. Iar apoi s-a mâniat. S-a dus la pândă să prindă pe hoț. S-a ghemuit ea în fundul scorburii, una cu copacul, și-a așteptat. Ce era? Ciocănitoarea! Cum o vezi? S-a aici, vâră-te colea, dă de scorbură în scorbura de alune și... Cum e iscusită, a înțeles ea că în alune trebuie să fie ceva. Și cum e iscusită, ce s-a bucurat. Pliscare, slavă Domnului! Crânț, 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 piaca și miezul. Bun, crânț, 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 s-a pus, domnule, numai bine pe mâncat. Din ziua aceea venea în fiecare amiază să-și ia prânzul. În dimineața când o pândea veverița,
A sosit tot așa zglobie, dar de-abia intră în scorbură că veverița se și repezi. Ciocănitoarea a vrut să o zbughească afară, dar veverița o prinse de coadă. Dă-i în sus și dă-i în jos. Lasă coada, da, lasă coada ca și-o pârla. Și în laba veveriței o lasă și pe aici ții drumul. Mai târziu, când i-a venit inima la loc și și-a văzut corpul fără coadă, s-a întors la veveriță să se roage de dânsa. N-a mai intrat în scorbură și, smerită, a bătut cu ciocul. Cioc, cioc, cioc! Dar veverița își mutase culcușul. De atunci ciocănitoarea ciocănește la fiecare copac, dar nici că dă de vreun răspuns. De atunci, întrebă scatiul, n-are ciocănitoarea coadă? Vezi bine! Uite-o! Mă uit și eu. O fulgerare roșie străbate luminișul. Ciocănitoarea se cațără cu ghearele pe trunchiul unui mesteacăn și-l ciocănește de sus până jos. Apoi trece la alt copac și la altul. Fagul sună mai tare, frasinul mai înăbușit. Un stejar găunos răsună ca un hârb și ciocănașul bate mereu. Se duce, se șterge din ochii mei. Se duce. De-abia se mai aude, ho-ho, departe. Ciuc, ciuc, ciuc. Scatiul piuie iar. Știu una, frate Măcăleandru, eu cred că tot ce mi-ai spus sunt numai niște vorbe. Ea ciocănește fiindcă suge din mustul copacilor. I-o fi plăcut și ei hrana asta. Măcăleandru se supără. Se cunoaște că ești pasăre nesuferită. S-o fi hrănind ea cu mustul copacilor, dar ce și-o fi zis? Dacă mi dați să ciocănesc mereu, cel puțin să trag din asta un folos și să mă hrănesc. Așa-i, încheie scatiul. Dragii mei, acestea le-am auzit mai dăunez povestite de către un măcăleandru, unui scatiu. Un lucru însă, dacă veniți careva pe la mine, să nu spuneți cumva gaiței mele de cele pe care vi le-am destăinuit. Mă asurzește cu ocările. Vă rog, spuse Emil Gârleanu în încheiere. Uite, dragii mei, cum lumea păsărilor are viață pentru noi, pentru că dacă suntem atenți, înțelegem că ele nu cântă pentru bucuria noastră, cum spune și scriitorul în aceste gânduri și rânduri minunate, pentru că au și ele problemele lor și viața lor. Și dacă suntem atenți, putem descoperi în sunetele lor traiul lor de fiecare zi. Și uite așa, împreună cu ele, înțelegem ce minunată este natura și poate că măcar din când în când le ajutăm pe aceste minunate păsărele. Lumea minunată a naturii ne este destăinuită prin povești, povestioare, legende. Dragii mei, merită să citim, merită să ne încărcăm sufletele cu toată această poezie minunată care se numește natura. Iar acum, la încheiere, vă doresc o zi minunată mai departe și să ne ascultăm și de seară, la gândul de seară, iar mâine dimineață vă aștept din nou aici cu o altă minunată poveste.
Vă iubesc și la revedere tuturor! Numai bine!